Propunerea de modificare a legii monumentelor istorice are ca scop debirocratizarea, digitalizarea, responsabilizarea profesioniștilor și actualizarea procedurilor, în concordanță cu realitatea socială, spun reprezentanții Ministerului Culturii. Specialiștii din domeniu sunt de părere că aceste schimbări vin în sprijinul cetățeanului care scapă de drumuri. Se propune, de fapt, simplificarea elaborării avizelor, tocmai pentru a evita birocrația. În momentul actual, orice aviz pe care îl emite Direcția de Cultură trebuie să treacă prin Comisia Națională sau prin Comisia Regională, care la noi este la Oradea. Ceea ce îngreunează foarte mult avizele. Comisiile acestea se întâlnesc o dată pe lună, au foarte, foarte multe documentații. Sunt situații în care, odată ce dosarele ajung în fața comisiilor de specialitate, sunt întoarse deoarece nu sunt complete, iar asta mărește și mai mult timpii de așteptare. De aceea există cazuri în care unele lucrări sunt făcute fără avizele necesare. De multe ori dosarele nu li se par complete sau nu sunt complete, sunt întoarse. Cetățeanul așteaptă, umblă pe drumuri foarte mult timp până se rezolvă un aviz, de aceea mulți lucrează și fără aviz. Părerea mea este că, dacă noi totuși răspundem de un județ întreg, monumentele de categoria B și cele din spațiu de protecție, modificările la aceste monumente, reparațiile, schimbarea unei acoperișe, ar trebui să cadă exclusiv în răspunderea direcțiilor pentru cultură. Conducerea instituției a precizat că direcțiile de cultură județene pot oricând să apeleze la serviciile unui specialist dacă consideră că sunt depășiți de unele proiecte sau chiar să înainteze dosarele mai departe comisiilor de specialitate. Însă aceste cazuri vor fi mult mai puține și acest lucru va duce la accelerarea emiterii avizelor necesare.